Membrii echipei Salvamont, care au reprezentat județul Hunedoara la Cursa Internațională a Salvatorilor Montani România, desfășurată în perioada 21-23 martie 2023 la Rânca, au fost premiați de Consiliul Județean Hunedoara cu diplomă de excelență. La evenimentul desfășurat în cadrul ședinței Consiliului Județean Hunedoara au participat Bodean Ovidiu, Oprișoni Dorel, Suciu Ladislau, Băltaru Raul, Radu Dinu Virgil, Popescu Remus și echipajul canin Danciu Sorin Cuhera. Cursa Internațională a Salvatorilor Montani România este unica acțiune de acest gen din punct de vedere al abordării problemelor impuse, organizată la nivel european, motiv pentru care competiția a atras atenția structurilor de salvamont de pe întreg continentul, mai exact 11 echipe de salvatori din 8 țări. La final, salvamontiștii hunedoreni s-au dovedit cea mai premiată echipă, ocupând locul întâi la general. La acest trofeu au contribuit câștigarea locului întâi la proba de căutare în avalanșă, locul întâi la cel mai bun echipaj canin și locul 2 la schi de tură și deplasare pe colțari. Întreaga echipă, inclusiv Hera, a fost recompensată cu diplome de excelență în aplauzele consilierilor județeni prezenți la ședință. Vreau să vă spun că pentru mine salvamontul este o bucurie că îl avem în județul Hunedoara, mai ales că noi, județul, avem stațiunile montane unde suntem obligați să avem activitate de salvamont. Faptul în sine că azi am premiat este tocmai pentru meritele deosebite pe care le-au luat în urma unui concurs, ieșim pe locul 1 și știți bine că președintele Consiliului Județean, subsemnatul, niciodată n-a fost ca să nu premiem rezultatele deosebite, fie la învățătură, fie orice disciplină și de cum salvamontul. Deci, vă spun încă o dată, le mulțumesc din suflet pentru tot ce au făcut, voi fi lângă ei și vreau să le mai transmit o dată că vor avea din partea noastră toate dotările necesare să-și desfășoare activitatea într-un mod corespunzător. Încă o dată, sincere felicitări pentru activitatea pe care o depuneți dumneavoastră.